Stăm de vorbă cu Emilia Popescu de la Londra la București. Ce întâlnire grozavă! Noi ne și vedem. Ascultătorii noștri, desigur, ne aud doar vocile, dar noi suntem privilegiate să avem și versiunea video pe care o postăm mai târziu, după ce publicăm, difuzăm interviul. Emilia Popescu, mi-a fost dor de tine, dar noi am mai ascultat aici la Romanian Radio London poezii recitate de tine. Da? Ai avut un proiect frumos la Institutul Ah, Cultural da, un proiect Român. foarte frumos, cu o bucurie. Eu care n-am recitat poezie de foarte mulți ani. Era poezie Nichita Stănescu, dacă nu mă înșel. Nichita Stănescu și ceva de și Coșbuc, Iarna pe uliță, poezii grele pentru că par așa simpliste, nu simple. Și trebuie să le însuflețești într-un fel așa, să nu le cânti, să nu le reciți. Mi-a plăcut foarte mult proiectul, foarte, foarte mult. Și erau și traduse, erau spuse și în engleză, de actori englezi, de foarte frumos proiect. Da, într-adevăr, dar mă miră că spui că sunt poezii grele sau poezii ușoare. Nu m-am gândit niciodată Da. din perspectiva asta. Credeam Da. că voi, actorii, puteți să recitați orice, oricum, în orice poziție. Păi sunt două aspecte. Unii cred că poate să recite orice și recită foarte bine. Unii își dau seama că nu poți să reciți foarte bine orice. Vezi, ne mai intră câte ceva. Și adică cei mai lucizi, printre ei mă număr și eu. Nu sunt unele poeziei pe care femeile le pot recita mai greu, sunt scrise special pentru bărbați, alte poezii pur și simplu nu ți se potrivesc. Pe principiu că nu toată lumea poate să facă orice, știi, ca muncitorii români care pun și parchet și gresie, îți fac și instalația electrică și toate. Da, eu așa cred, fac parte dintre cei puțin mai luciți. Nu m-am așteptat niciodată să primesc. Mi s-a oferit, zic, te rog să spui tu Iarna pe uliță. Mi-a zis Oltea Șerban, care s-a ocupat, Oltea Șerban Pârâu. Și am zis, a, mă, tocmai Iarna pe uliță. Bine. Și am reușit. Dacă nu reușeam, nu o lăsam să o Da, lase acolo. Iarna pe uliță, o poezie pe care o recităm cu toții la școală, toți copiii cred că pot să recite Iarna pe uliță și tu, o mare actriță, spui că a fost greu de recitat. Așa mi s-a părut mie. Nu știu. Știi, versurile, cadența în favoarea muzicalității și a rimei, pretinzi, prima impresie este că actorii cântă când recită sau se văicăresc. Da, Toată lumea ai se drept. văicărește. Nu o fac, nu iese verbul, acțiunea. Și chiar când e o stare de contemplație, cumva contemplarea trebuie să fie cumva activă, nu știu, nu pasivă, pentru că atunci n-ai putea să o scoți, să o exteriorizezi, să o spui. E complicat, E mă rog. complicat, da, e din Nu e interiorul complicat, meseriei. pentru mine e mai complicat, pentru alții nu, na, pentru mine așa e. Spune-mi dacă ai știut de la început, din copilărie, că o să fii actriță, dacă ăsta a fost visul tău de mică. Nu, eu am făcut pian și fratele meu violoncel și visul meu era să cânt, să-l acompaniez pe el. Erau celebri frații Menuhin, Yehudicu la vioară și sora lui Hepzibah la pian și vreau să fiu și eu așa. Dar în clasa 8-a m-a deturnat definitiv. Am păstrat legătura cu pianul și nu știu ce aș fi făcut dacă nu aș fi învățat și cunoscut muzică. Nu știu cum aș fi făcut meseria asta, sigur cu totul altfel. Și cred mai prost. Dar nu-ți pare rău câteodată? Nu ți-e dor tare, tare să fi Ba cântat? da. Ba da. Foarte. Foarte. Și am un sentiment special când merg la concerte. Provii din ceea ce se numește o familie bună. Spune-mi ceva despre
familia ta, despre părinții tăi, despre anii copilăriei. Da. Ai mei au fost la operetă, amândoi. Tata era din anii 50 când s-a înființat teatru de stat de operetă, cum să spun, era o galerie de artiști comici, nu era cântăreț, era actor, tata, actor de comedie, cu colegi extraordinari, George Hazgan, Bimbo Mărculescu, Nae Roman, așa, și mama era balerina acolo și, pe urmă, ulterior a devenit coregrafă. Deci am crescut așa, într-o atmosferă muzicală și boemă și la teatru toată ziua și la Ateneu. Pe urmă, mama a colaborat foarte mult, a făcut mișcare scenică și a lucrat ani de zile la Teatrul Țăndărică, la spectacolele acelea dintr-o epocă prolifică din punct de vedere teatral, nu vreau să fiu înțeleasă greșit, dar nici nu vreau să nu spun adevărul. Era o directoare extraordinară la Țăndărică, doamna Margareta Niculescu, care a și făcut din Teatrul Țăndărică o emblemă culturală în Europa și se făceau niște spectacole absolut extraordinare și eram fascinată de păpușile acelea, țin minte, Don Quixote, Petrică și Lupu, niște păpuși, niște marionete absolut extraordinare. Și era un tip de atmosferă, o atmosferă, vorbesc de anii, sfârșit de anii, nu, anii 80, în care atunci a început să fie din ce în ce mai rău și lumea era într-un fel lumea artistică. Era foarte, cu foarte multă imaginație și bogată. Era un scut împotriva acelei orânduiri pe care nu mai suporta nimeni, știi? Rezistența prin cultură nu e un concept, este un adevăr. Deci S-a te-a rezistat ajutat prin cultură. să treci mai ușor peste anii ăia grei ai comunismului? N-ai simțit și tu greutățile Ba comunismului? da, ba da, Alice, le-am simțit, dar aveam 13, 14, 15, 16, adică până la 21 de ani. Am terminat facultatea la 22 și a venit Revoluția. I-am simțit, dar aveam o viață foarte bogată din punctul ăsta de vedere cultural. Știam, mergeam la teatru, eram exaltată, mă duceam la toate spectacolele de teatru și credeam că, în continuare cred, dar rămâne între noi, că artiștii se jertfesc și că eu jertfă fiecare seară. Am un jurnal așa pe care l-am recitit de curând cu fata mea și a rămas așa de surprinsă de cum Deci ai îmi ținut un scriam, jurnal. da, de cum îmi scriam mie însă și cum și eu vroiam să ajung așa și să mă jertfesc, știi, să îi fac pe oameni să simtă ce simțeam eu ca spectator. Și atunci viața mea lăuntrică era mult mai bogată și peste comunism, în plus că după aia au urmat anii facultății, în care era foarte greu, dar erau niște ani cu niște profesori extraordinari, cu îndrăgostire, și atunci orice orânduire pălea în fața iubirii și a artei. Nu te Nu? las să treci așa de repede. Spune-mi în primul rând cum ai intrat la facultate, că toată lumea știe că se intra cumplit de greu la teatru și că era pentru fiecare o încercare cruntă asta. Și Da. apoi să-mi spui și despre iubirile din facultate atât de frumoase E, încât a pălit comunismul în fața lor. Deci înseamnă că trebuie să-mi spui ceva despre ele. nu mă spun. N-am ce să spun. Iubiri ca la toată lumea. Am intrat foarte, nu știu, așa, cu un norochior. Am intrat din prima. Aveam colegi care se pregăteau cu mine, dădeau a șasea oară, a șaptea oară, a opta oară. Pe vremea aia se înființase și secția serală ca să intre mai mult, să fie mai multe locuri, că erau patru și 500 de candidați. Și am avut noroc, am intrat, eram foarte tânără, m-am gândit că dacă nu intru mai am timp, n-aveam pile.
Adică aș fi putut să am, dar m-am păcălit tatăl meu că a vorbit cu domnul Cotescu, Dumnezeu să-l odihnească. Era rector Octavian Cotescu și mi-a zis, stai liniștită, tăticule, că am vorbit. Ești aranjată și m-am dus mai liniștită la examen, dar el nu vorbit. Wow, Asta ce înseamnă. poveste grozavă! Am aflat mai târziu. A fost deștept, m-am păcălit frumos. Și, adică m-am pregătit, nu m-am lăsat pe tânjală, dar nu m-am descurajat. Că la un moment dat, în curte, când am văzut câți oameni sunt și eu aveam 18 ani și aveau 25, mi se părea că sunt pensionari, am zis, băi, eu nici nu mai dau, trebuie să intre ei, că nu se poate, știi? Adică în capul meu era că era ca, na. Ți era milă de Dar am intrat. bătrânețea lor. Da, dar am intrat și o consider și acum profesional cea mai mare victorie a mea că am intrat din primul foc la clasa doamnei Olga Tudorache. Și pentru mine asta e Oscarul vieții mele. Și probabil și faptul că ai lucrat mai departe cu profesorii tăi, cu Olga Tudorache și cu ceilalți profesori din anii aceia. Păi, șansa mea a fost că am intrat la doamna Olga și în anul ăla se hotărâse să stau așa, că stau foarte cocoșat. În anul ăla se hotărâse Moțu Pitiș să vină și el la școală și ne-a fost asistent un an și jumătate și asta a fost întâlnirea care mi-a marcat destinul. M-a aruncat în... Nu m-a aruncat. Cum să spun? Moțu să zicem că a venit pe un cal alb și m-a dus în cetatea frumoasă a Teatrului Bulandra, am început să lucrăm și totul a fost atât de firesc, aproape nefiresc de natural. O vreme când toată lumea se chinuia. Da, tu spui că ai avut noroc. Eu cred că n-ai avut doar noroc. Pur și simplu erai uimitoare și toți te remarcau. Că n-a fost numai noroc, aveam un tip de inconștiență și de ardere care ori cucerea, ori năștea întrebări, că sunt puțin... Da, probabil. Acum sunt modestă, nu pot să zic că eram genială și... Na. Dar probabil că era acest temperament care... Și acest tip, un tip de naturalețe pe care eu îl am, nu un tip, naturalețe, că nu-i de mai multe feluri. Și probabil că asta a cucerit, da. To make you feel
ascultat pe Emilia Popescu cu o înregistrare din emisiunea Te cunosc de undeva, la care ea a participat și a avut niște performanțe cu totul remarcabile. A cântat acum cântecul lui Adele, Make You Feel My Love. Cred că a fost o încântare și pentru cei care au reușit să o vadă, pentru că știți, emisiunea Te cunosc de undeva, interpretul apare machiat și îmbrăcat în stilul celui pe care îl imită. Este un întreg act artistic pe care Emilia Popescu l-a derulat în stilul ei absolut extraordinar, dând valențe noi fiecarei apariții și fiecărui gest și fiecărui sunet pe care l-a interpretat acolo în platoul emisiunii Te cunosc de undeva, de unde am extras acest cântec. Mai mergem un pic mai departe în dialogul cu Emilia Popescu și ducem cele trei ceasuri bune mai departe până la capăt. I-a urat și Doina Ifrosa la mulți ani Emiliei Popescu și o să-i ureze la mulți ani, desigur, într-o intervenție în direct și Dara Codescu, scriitoare și jurnalistă, care va interveni la un moment dat în legătură directă prin telefon cu emisiunea noastră de aici, de la Londra. Mergem mai departe cu Emilia Popescu și cu dialogul nostru pe care l-am avut. Frumusețea ți-a deschis uși? Nu m-am gândit niciodată că sunt frumoasă. Dacă mă uit acum la niște fotografii sau filmări, îmi dau seama că eram fotogenică, că eram. Da, că eram fotogenică și că aveam un tip de. Na, puritate, de drăgălășenie, nu știu. Oricum, nu m-a ajutat să fac film deloc, această față drăgălașă. Da, în schimb, ai făcut o grămadă de alte lucruri foarte valoroase. Nu știu cât sunt de valoroase, dar am făcut. Am În orice făcut, caz, da. ești Am foarte făcut lucruri care cunoscută. au bucurat oamenii și care întotdeauna faci niște lucruri, pornești la luptă așa, nu la luptă, la luptă, cu rolul te lupți, nu mă gândesc la meserie, dar întotdeauna crezi că e o concepție greșită pe care o avem la tinerețe. Unii o au și mai încolo, mai târziu. Eu mi-am revizuit, sunt ediția revizuită și adăugită. Ai un soi de dorință de a fi pe podium când lucrezi și când scoți un spectacol. Sigur că dorința este să fie extraordinar, spectacolul extraordinar, să fie un succes. Lumea ocolește cuvântul succes ca și când e o rușine, ca și când noi ne pregătim să facem o meserie pe care nu o vede nimeni. Asta e altă discuție. Dar cumva trebuie privite lucrurile puțin altfel, trebuie privite cu mai multă smerenie și un spectacol care nu e foarte reușit, oricum este un câștig pentru tine. Nu, spectacolul dacă nu e reușit, nu e un câștig pentru tine. Dacă rolul poate nu e atât de reușit, poate fi o experiență pentru tine, ai de învățat din toate și atunci când se potrivesc toate, când este rolul bun, spectacolul bun, succesul, este un tip de satisfacție pe care atunci când eram tânără credeam că îl voi împărtăși cu toată lumea și am avut surpriza ca să nu fie așa, să o parte a criticii să nu bage de seamă, nu să vorbească urât sau să am cronici proaste, dar să nu să treacă neobservat. Și pentru mine, pe mine asta m-a marcat, dar după aia m-am obișnuit. Dar la începutul carierei mele, o carieră care a început la Bulandra extraordinar, cam 10 ani a durat, 12 ani am stat acolo, n-am avut nici cronici slabe, nici nimic. Pe parcurs și această breaslă s-a dizolvat. Și târziu, cam după 35 de ani, mi-am dat seama că părerea mea nu coincide cu a cronicarilor, că ce consider eu performanță, alții nu consideră, sau că dacă eu consider că trebuie făcută performanță, alții nu. Și
Atunci am căutat să cumva să fiu mai puțin, să mă lovească mai puțin vis-a-viu și publicul să fie după mine, după standardele mele, pe locul 2 să fie publicul a cărui părere contează. Dar cum ai reușit să treci, să faci trecerea asta și să nu-ți mai pese neapărat de ce cred criticii sau remarcă ei și să te întorci la tine și la legătura ta cu publicul? Ce trepte ai străbătut ca să ajungi la înțelepciunea asta? Păi, suferința. Altele nu sunt. Puteau Da, fi și altele. Cel mai greu e nici măcar suferința, cel mai greu este să accepti nedreptate. E ca un copil la școală, când îți venea copilul la școală și tu nu puteai să faci dreptate în locul lui, asta e cel mai dureros, știi? Știu. Nedreptatea. Că, de exemplu, vezi unii care fac mai și sunt mai ridicați și zici, bă, dar de ce? Care folosește cui? Pentru că în România poți să zici că e o miză, ca la Londra, ca la America, să se taie, să câștige nu știu ce, să însemne că câștigi premii, să... Înseamnă în interiorul unei bresle restrânse. Adică, de exemplu, dacă luai un iteru, nu curgeau contractele după aia. Ba, din potrivă, te... Oh, ăsta a luat un interu, e cu ăla, cu ăla, adică... Deci la noi, nefiind un sistem de valori prea... Dar prin suferință, prin acumulare, Alice. Mai putea fi prin nesimțire sau prin detașare sau Da. prin nepăsare. Mai e și calea Nu. cealaltă. Nu, nu. Că nu poți să zici că e... Na. Nu, tot acumulezi, vezi că... Important e să mergi înainte, să ai discernământ, după părerea mea, măsura și discernământul sunt esențiale. S-a dovedit că nici astea nu sunt, dar nu pot. Adică ce am reușit să fac este să merg orbește numai pe bucățica mea, pentru că dacă te uiți stânga-dreapta, nu mai poți să faci meseria, pentru că se dovedește că tot ce ai învățat nu stă în picioare. Știi ce zic? Noi am fost învățați că scena nu suportă orice. Adică orice aberație sau elucubrație a unui regizor care vrea, nu se știe ce, sau vrea să distrugă pur și simplu ceva. Viața mi-a dovedit că nu am învățat corect. Scena suportă orice, publicul mult mai exigent acum 20-30 de ani, că e și publicul. Publicul înseamnă oameni care trăiesc în vremurile astea și sunt educați așa și așa mai departe. Deci totul trebuie privit la altă scară, dacă vezi gestul de aici, aici. Asta e. Că dacă tot nu ne sinucidem, trebuie să ne raportăm la ce avem. Da. Dacă nu ne Asta cu sinucidem. nedreptate. Nu, e, da, acum dacă tot... Da. Ha. Sau dacă nu ne retragem din profesie, nu? Și când te retragi din profesie, e mai dureros. Pentru că dacă te retragi când nu e momentul, și aici trebuie să știi când să te retragi, dacă te retragi când nu ți-a venit vremea, să zicem, suferi mai rău că zici, bă, dar ce aș fi făcut, bă, dar ce simplu ar fi fost, știi? Trebuie să mergi, să mergi, să... Vorba Ninei Zareșnea, trebuie să-ți duci crucea și să știi să înduri. Și îndurarea asta, vorbind mai în limbaj contemporan, este să ai răbdare. Să înduri pumnii în stomac. Doamna noastră Sanda Manu ne spunea că asta e o meserie. În primul rând, trebuie să fii sănătos din punct de vedere fizic, să stai foarte bine cu sănătatea, să reziști la lovituri, deci sănătate mentală, trupească, să poți să te ridici și să mergi mai departe. Proaspăt, nu să mergi mai departe clătinându-te după lovituri, nu, hați, hopa mitică și de cursă lungă.
Da. Spune-mi despre o lovitură dintre asta pe care ai luat-o, dacă poți. Una la întâmplare pe care poți să mi-o povestești. Da, dar nu știu cum să pot. Da. Păi, au fost mai... Da, să știi că n-au fost prea multe. Acum nu vreau să mă victimizez, n-au fost prea multe, dacă stau bine și mă gândesc. Una dintre spectacolele pe care le îndrăgesc eu foarte mult, care m-au... m-au ajutat să urc așa mai multe trepte deodată. A fost când doamna Cătălina Buzoianu a făcut cu mine Marlene, un spectacol despre Marlene Dietrich, și unde era vorba despre o actriță în vârstă, o Marlene în vârstă, la apus de carieră, care își susține ultimul concert din carieră. Și jumătate de spectacol era spectacol de teatru și cealaltă jumătate era un concert, unde m-am cântat pe viu, nu știu ce. Și mie mi s-a părut că aia a fost o performanță, mă rog, din punctul meu de vedere. Și am fost așa foarte contrariată că nu... N-a fost băgat în seamă, n-a fost trecut nici măcar la nominalizări. Și întâmplător, în anul acela la nominalizări, era cineva care a fost prezent și în alt juriu, în țară, la Brașov, unde am primit premiu, și persoana respectivă mi-a zis: dar eu n-am văzut spectacolul ăsta. Zic: ba da, l-ați văzut. Păi da, dar ești extraordinară. Nu știu, așa am fost tot timpul. Cum ați văzut acum? Nu, nu cred că trebuia să iei... E, nu-i nimica. Dar știi ce e mai greu? E greu când sunt roluri mari, rolurile mari de femeie sunt puține, sunt pe vârste. Rolurile mari mă refer la scriitură, rolurile clasice, că poți să fac un rol mare dintr-o piesă scrisă de tine și nu se știe, poate iau multe premii cu ea dacă te apuci. La retragere îmi faci mie o piesă cu un rol extraordinar și o să iau toate premiile. Dar mă refer din dramaturgia clasică, nu sunt multe. Și ultimul meu rol a fost un tramvai numit Dorință, de care sunt sigură că a fost bine. Adică nu, n-am nicio îndoială, spun, n-am nicio... Deci nu folosesc cuvinte mari, sunt sigură că a fost bine. Și atunci când un juriu vine și cuantifică o performanță sau o reușită, ei nu pun în balanță și autorul și cât de greu e rolul. Și. E la modul mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Știi? Și cineva într-un an hotărăște că un rol pentru care ai făcut anumite sacrificii care te-au afectat într-un fel sau altul, nici nu contează că trebuie să le faci, nu e un merit ăsta, dar cineva hotărăște că nu ai fost foarte bun sau că nu meriți să fii, nu știu, printre primii trei sau patru. Știi? Cineva care nici nu știu dacă vede atâta teatru sau și așa mai departe. Și astea sunt lucruri care pe mulți dintre noi, la un moment dat în viață, e adevărat că cel mai tare te afectează după o anumită vârstă, cam după 40, când se presupune că poți să faci marile creații. Și te dor, nici măcar nu te afectează, te dor fizic, știi? Că de afectat cum să mă afecteze? Că fac meserie la fel de bine în continuare, dacă am noroc, găsesc roluri așa. Adică, dar te dor. Și sunt mulți colegi de-ai mei care sunt și în provincie și la Iași, așa, care au făcut niște creații absolut extraordinare, care nici măcar nu au fost... Pentru că, de fapt, recunoașterea la noi este o luptă în breasla celor care hotărăsc. Nu prea are legătură cu cine prestează și cine moare pe scenă. Are legătură să îți dau eu ție în cap că sunt din tabăra aia cu ălălaltul. Adică niște chestii, un joc de glezne atât de pueril și atât de fără miză într-o țară în care
ar trebui să trăim ca în paradis, că e o țară mică și nu interesează pe nimeni cultura. Deci ar trebui noi, între noi, să ne facem bucurii. O ascultăm pe Emilia Popescu. Cred că sunt lucruri foarte interesante pe care să le înțelegem pentru propria noastră viață. Emilia Popescu cântă excepțional, așa cum a spus, dorea să fie muziciană și participarea ei la concursul Te cunosc de undeva a lăsat în urmă câteva înregistrări. Care mai de care mai simpatice, care mai de care mai uimitoare prin apariția pe care ea a avut-o acolo. La un moment dat, rolul pe care l-a interpretat a fost cel al cântăreței Meghan Trainor și All About That Bass este un cântec pe care Emilia Popescu l-a așezat într-o versiune plină de zâmbet. La puterea a treia. Trei ceasuri bune. Trei ceasuri bune. Cu Alice Năstase Buciuta pe Romanian Radio London. Trei ceasuri bune, a căror invitată specială este Emilia Popescu, care oferă prin propria ei lecție de viață un răspuns la întrebarea pe care v-am propus-o pentru ziua de astăzi. Câte vieți trăim într-o singură viață? Din ce ne vine senzația că am luat-o de la capăt cu totul? Dintr-un rol, dintr-o mutare, dintr-o schimbare, dintr-o iubire? Sunt toate versiuni de răspunsuri și în conversația pe care o ascultăm acum, având-o ca interlocutoare pe Emilia Popescu, aniversata zilei de astăzi, la mulți ani din toată inima Emilia Popescu, primim mai multe răspunsuri. O să primim în curând și răspunsul în direct al Darei Codescu, cea care va interveni prin telefon de la București la Londra și care va da propriul său răspuns la această întrebare: câte vieți trăim într-o singură viață? Un comentariu foarte frumos am primit
primit de la Adorama Indra, legat de cum a ajuns Emilia Popescu. Ne spune Adorama ce frumos a exemplificat Emilia Popescu cum a ajuns la detașare prin suferință. Primul cuvânt a rămas suferința. Lecția supremă pe care o amintesc budiștii: este greu de acceptat, dar suferința te călește și pleci pe calea ta, noua cale, cu lecția învățată. Să continuăm dialogul cu Emilia Popescu. Te-am întrebat, uite, despre ceva dificil peste care ai trecut. Spune-mi și un moment în care chiar ai zis, băi, sunt pe drumul cel bun, într-adevăr, momentul ăsta mă răsplătește pentru câte am îndurat până acum. Eu n-am îndurat prea multe și aproape, hai să zic, 90%, 95% din tot ce am făcut în meserie m-a răsplătit. Deci momentele mele sunt aproape la fiecare spectacol. Momentele de răsplată, de grație, e un moment de grație pe care nu-l poate explica nimeni. Sunt niște momente, de exemplu, când joci un spectacol care nu e atât de reușit și sunt anumite seri când, nu știu, se întâmplă ceva cu tot colectivul și se joacă într-un anumit fel încât chiar pare reușit. E totul depinde numai de un tip de energie, de disciplină, nu știu ce să zic. Dar momentele de răsplată au fost nenumărate și sunt. Deci eu nu am să zic niciodată că am îndurat ceva pentru meseria asta. Rolurile te costă sau faci sacrificii în sensul că, mă rog, n-are rost să le benumă. Eu, asta este ceva foarte intim și nu suport să... E ca atunci când spui că m-am sacrificat ca să te cresc. Da. E ceva foarte urât. N-am vrut niciun copil să... Nu, asta e ceva foarte urât. Foarte bine, te-ai sacrificat, că asta e. Ce să facem acum, nu? Cine să se sacrifice? Dacă nu părintele. Deci nu vreau să vorbesc despre asta, dar n-am îndurat. Am primit, poate, nu știu, poate m-am simțit jignită uneori sau umilită sau nedreptățită în timpul procesului de lucru, în timpul repetițiilor sau nici nu știu. Dar știam că cu răbdare și cu... Eu am un soi de... Sunt foarte rezistentă și foarte răbdătoare. Și știam că prin răbdare o să cuceresc și o să câștig mult. Și prin răbdare și prin neagresiune voi câștiga mult mai mult decât prin agresivitate. N-am îndurat. Momentele mele de răsplată sunt nenumărate. Ești în continuare foarte cunoscută pentru lucrurile pe care le-ai făcut în televiziune, mai mult probabil decât cele din teatru, fiindcă acele au ajuns în toată țara. Spune-mi de întâlnirea, de exemplu, cu Ștefan Bănică, cu care te asociază lumea și nu o să mai scap niciodată de el. Deci... Dar nici nu vreau să scap. Da. De ce să scap? E viața mea, e munca mea. De ce să scap? Eu nu mă supăr. Am colegi care se supără și spun, aoleo, toată lumea îmi zice că sunt cutărică din... Din reclama, cu tare. Da. Nu, la reclamă... La reclamă nu ești prea fericit să rămâi pe veci cu numele din reclamă, nu. Dar nici nu vreau să scap, pentru că am făcut cu o bucurie toți anii ăia. A fost așa o bucurie, plus că... Gândește-te, Alice, că noi aveam 22 de ani, 25 de ani și apariția noastră la televizor... Nu, mai puțin, că în 91 am făcut prima chestie. Deci 25 de ani și noi eram vedete. Adică pe vremea aia încă actorii erau vedete, știi? Cum să mă dezmin? Doamne ferește, am făcut-o cu o bucurie și cu o plăcere și cu un profesionalism extraordinar. Plus că ne-am făcut rost el de o soră și eu de un frate. Sau de un verișor mai năbădăios sau nu știu ceva. Ne-am înrudit. Da, spune-mi dacă ai avut îndoieli la început, când ați pornit proiectul ăsta. Ai știut că va fi un succes? Da. Am avut de puține ori în viață îndoieli despre lucrurile la care lucram. Știam exact dacă o să fie ok sau asta e și nu mai puteam să mă retrag. Știam exact. Da.
Am fost sigură că o să fie bine. Păi el venea după succesul cu liceeni, uite că vorbim de liceeni și Da. tocmai s-a stins din viață regizorul filmului Liceeni, Nicolae Corjos. Eu făcusem filmul cu Stella Popescu în care cântam Țurai, Țurai și eram niște tinere vedete, ne oprea lumea pe stradă și pe urmă am apărut la televizor. Păi eram... Ne-am bucurat foarte mult, ne-am întristat că n-am mai făcut, dar așa cum moda revine, tot insist așa la Ștefan să mai facem câte ceva acum așa, la vârsta noastră, să vedem. Ai spus mai devreme așa, foarte clar, că am câștigat un frate sau un verișor. Tu știi că oamenii credeau că aveți o legătură între voi, nu credea nimeni că sunteți ca frații. Da, dar nu am fost prea hărțuită din punctul ăsta de vedere, nu pot să zic. Bine, pe vremea aia presa asta de cancan nu era prea dezvoltată. Că dacă era ca acum să ne urmărească și să vadă la câte petreceri mergeam sau așa, probabil că era mai greu, știi? Dar plus că noi eram o gașcă, eram cu iubitul meu și viitorul meu soț în aceeași gașcă, umblam tot timpul de nebuni pe la... Dar nu ne urmăreau, dacă probabil erau formele noastre, poate erau mai hărțuiți. A fost la început așa, ok. Nu, n-am avut nicio... Nu ne-a păsat. Aveai și carieră și te-ai și măritat, ai făcut și copilul, te-ai ocupat și de el, nu te-ai sacrificat pentru copil, că am zis asta mai devreme. Nu mai putea să nu iubești fetițele din București. Ce cauți tu în viața mea? De ce ai venit să-mi pun liniștea? De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu? Nu aici. Așa că mi-am dorit mereu. Ce cauți tu pe scena mea? De ce mi-e show-ul meu și liniștea? Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că te iubesc. Iar clipa fericită, iar clipa fericită pe care mi-o poți da, nu merită durere pe care o vei lăsa în urma ta când vei pleca. Dacă-mi pleci, o credeți? Spune tu dacă-i viața mea. Vreau să te ocolesc, să nu te mai iubesc. Dar ce să fac dacă-mi pleci? Cum să fac să o uit? Poate doar să-mi schimb inima. Dar degeaba mi-o schimb, fiindcă faci tot ce faci. Și când te văd, iar îmi place. Mi-e ca și mi-e rușine când te știu cine ești, că-ți râzi mereu de mine și-mi spui că nu mă iubești. Habar n-ai tu cum te alint în gândul meu. Nu se poate. Ce cum alint? Mă alint mereu. Nu se poate. Că mă iubești. Dragul tău în visuri cum mă pierd, cum te iubesc, habar n-ai tu. În viața ta vei întâlni iubiri de-o zi și de smierdări și bucurii, de toate poți găsi. Dar dragoste curată ca mea nu vei găsi în viața ta. Și n-am luat-o pe-al drum să scap de ochii tăi. Nu se poate. De ce mă-ntorc la ei și acum? Și acum când știu că au fost atât de răi. M-am jurat de ori, m-ai râs cu mine,
Că eu n-am să pățesc, cum am putut să mă măgeriți? Și de ce? Și de ce? Și de ce? Și de ce? Te iubesc. Ștefan Bănică Junior și Emilia Popescu. Dragă, te-aș ruga pe dumneata ca să nu dai. Aveai și carieră și te-ai și măritat, ai făcut și copilul, te-ai ocupat și de el, nu te-ai sacrificat pentru copil, că am zis asta mai devreme. Nu m-am sacrificat, mi s-a părut cel mai frumos lucru de pe pământ și viața mi-a dovedit că n-am pierdut nimic, dar nici nu se punea problema, puteam să pierd orice colaborare, nu m-a interesat. S-a întâmplat firesc, s-a întâmplat și exact când mi-am propus ca la 30 de ani să am un copil, gândindu-mă că o să am 10 ani plini în care voi munci și voi putea să-mi fac un nume și așa s-a și întâmplat și că după aia am să pot să-mi cresc copilul și să păstrez numele, dar să nu fiu cumva foarte ocupată. Mi-au cam ieșit planurile până la un moment dat, exact cum am visat. Și s-a întâmplat foarte frumos și am un copil extraordinar, o fată minunată, cu o moștenire artistică grozavă. Pentru că și tatăl ei este artist, da, e muzician. Ionuț este un muzician extraordinar. De când a fost foarte tânăr, de când eram mic, era foarte, foarte bun și acum e la fel de mare. Când ești mare, ești mare. Și a crescut și Maria într-o atmosferă profund artistică și cu valori bine structurate. Nu zic că o ajută foarte mult, dar măcar are un cap limpede că nu mai merg valorile noastre așa în lumea noastră. Adică s-a dovedit că, bine, cred că întotdeauna a fost mai dificil dacă ești mai cu principii decât fără, dar cred că pui mai ușor capul pe pernă și te ajută să te evaluezi corect.
dacă trăiești conform principiilor tale, măcar orice eșec ai avea sau regret, ți se datorează în întregime, că ți-ai respectat principiile și poate că n-ai obținut ce obțin alții. Știi? Dar consider că cea mai frumoasă munca mea se vede în copilul meu, care e un om matur și atât de bun și de înțelept. Atât de bun și de înțelept. Ce face Maria acum? Maria s-a aruncat în neam, ca să zic așa. Uite ce vezi în spate. Sunt niște tablouri de Izar, care e unchiul nostru. Este Adică unchiul cum mamei mele. e unchiul mamei tale? Da, este fratele tatălui ei. Al Deci unchiul bunicului, al da. mamei mele. Da. Și a început pictura de la 6 ani, a făcut pictura, a făcut grafică și pe urmă s-a orientat către modă. Și a făcut la Bele Arte aici moda, a terminat, a făcut masterul, a mai fost și în străinătate, dar s-a întors. Și acum lucrează pentru cineva și ușor, ușor o să... E un om care, ca și noi, nu s-a bătut de la drumul ei și face o mulțime de lucruri. Sunt foarte surprinsă că are și o latură de asta mai pragmatică pe care eu n-am avut-o și un soi de înțelepciune timpurie cu care eu nu pot să mă laud. Dar probabil că toți sunt așa. Sunt obligați să se maturizeze mai repede decât am fost noi. N-ați încercat să, sau probabil că ați încercat, nu, să o duceți și să facă muzică, să facă A și făcut teatru? pian, pian și chitară și după aia n-am mai continuat. Acum îi pare rău, da? Ce să-i fac? Nu am vrut să o oblig. A început și pianul și chitara. Dar măcar este un meloman profesionist. Cred, Da. probabil că a fost la 1 milion de concerte Da. ale tatălui ei și Da. cu Da. tine în casă. Da. Dar pictează extraordinar și insistența mea în a continua cu pictura este aproape enervantă, însă știi că asta e treaba noastră, noi să-i pisăm, ei să nu ne asculte și după o perioadă lungă de timp în care noi am uitat cu ce i-am pisat, să se întâmple, să vezi că lupta ta a fost răsplătită. Da, o să și picteze pentru lume, că așa în casă am toată casa cu tablouri de ale ei. Te întreb și lucrul ăsta, că nu pot să nu te întreb, de ce o iubire frumoasă între doi artiști, între doi oameni care vorbesc așa de frumos unul despre celălalt, se termină totuși? În ce Dumnezeu să mai credem dacă și iubirile astea nobile sfârșesc la un moment dat? Păi nu trebuie să credem tot timpul. Toate iubirile sfârșesc din cauza orgoliului. Sau nu sfârșesc. Oamenii se despart, că nu întotdeauna oamenii când se despart nu se mai iubesc. Se despart că, nu știu, traiul nu mai poate fi traiul în comun. E o chestie foarte dificilă, dar știu eu și la... Da, orgoliu are un rol foarte important și temperamentul celor oamenilor. Că oamenii se iubesc și nu întotdeauna oamenii care se potrivesc se iubesc și nu întotdeauna oamenii care se potrivesc trăiesc împreună. Nu, de obicei se iubesc cu oameni care nu se potrivesc și tot așa. Dar când vorbești despre orgoliu, spune-mi ceva despre orgoliu tău, că asta poți să-mi spui. A fost orgoliu tău și orgoliu tău la mijloc? Nu, la mine se termină răbdarea. Atât. Nu altceva. Da, nu te gândești Răbdarea. să-ți o exersezi, că în profesie spui că ai avut multă răbdare. Păi eu zic că
Păi cum? Tocmai să o exersez? Păi 20 de ani ți se pare că e puțin? Nu, și mi formă se încă pare. 13, 14? Nu, răbdarea mea e prea... Ea trebuie să fie mai ponderată în viață. Da. Da. Eu cred că am prea multă răbdare, da? Sunt prea tolerantă cu oamenii. Mult prea tolerantă. În general? Iar acum sunt și mai tolerantă. Mi se pare că... Dar mă și deranjează mai puține lucruri. Deci ești din rău în mai rău. Dar știi de ce mă deranjează? Pentru că îmi dau seama că este o prostie. Deci mâine, noi acum terminăm interviu și... Dar nici nu-l terminăm, că vine bomba aici pe balcon și Doamne m-a deranjat nu știu ce. Nu mă mai deranjează nimic. Sau mă deranjează, Alice, dar... Am o altă relație cu timpul. Și cu divinitatea sau cu forțele astea ale da, universului? Fără, da, nu, fără asta nici nu cred că aș fi reușit să traversez. Pentru că am traversat greșit până la 30 de ani, la propriu, și nu știu cum n-am murit într-un accident de mașină. De frică că am un copil mic, am învățat să fiu mai atentă. Deci Dumnezeu este, Dumnezeu mă iubește, mă leagă, mă ține în brațe, mi-arată tot timpul calea, m-a ajutat, am ieșit din niște încurcături sau din niște momente grele, grele, grele. Și atunci când nu l-am ascultat, în sensul că nu mi-am ascultat intuiția, că și intuiția este ceva divin, zic eu. Vine de undeva. Și când n-am ascultat-o, n-a fost bine. Și fără el nimic, nu. Da. Dar e ca un... Pentru mine e ceva concret. Pentru mine este ceva foarte concret care n-are chip. E ciudat ce spun. Este o prezență concretă. Și acum o simt undeva, n-am să spun unde, dar este ceva foarte concret. Foarte, foarte concret. Da, de când ai asta? De mică. Când? De mică? Din comunism, da. Atunci când nici nu vorbeam despre Dumnezeu? Nu vorbeam, nu mă duceau ai mei la biserică. Mm-mm. Am avut o Și ăsta e un lucru intim, nu... Da, o am din totdeauna. Și am știut din totdeauna. Am știut că o să reușesc, am știut că o să pot să fiu actriță, am știut că o să pot să fac bine lucrul ăsta. Am știut. E extraordinar. La fel de importante și asta îmi pare rău. Nu mai pot să îndrept, din păcate, asta e. Și îți pare rău? Te uiți în urmă și zici, îmi pare rău, ai regrete? Mm-hmm. Pe ce tu n-ai? Orice om are, dacă nu recunoaște, minte. Nu știu ce să zic, că eu am fost mult mai rău înainte, acum azi din ce în ce mai bine și atunci păi da. Zic, ducă-se. A, și asta se poate, da. Da, se poate și asta, da. Poți să ai regret că n-ai făcut mai mult bine, nu neapărat că nu ți-a fost ție mai bine. Da. Tot felul de regrete. Tot felul de regrete. Nu se poate să nu ai ceva ce n-ai făcut destul. Da. Că n-ai dat destul. Că... Da, așa este, sigur. Inclusiv în iubire, eu și acum, deci spun da. Ceva tot așa... Eu mă gândesc că dacă aș fi fost măritată acum cu primul meu soț, eu n-aș fi terminat căsnicia aia. Eu aș fi găsit da. Niște resurse cu mintea mea da. De acum. Deci, da, da. Se poate și asta. N-am da. Putut. Așa e. Așa e. Așa e. Probabil că sunt priorități odată cu vârsta. Ele se rotesc așa, știi? Și atunci simți că da, și ăsta e un regret. Bineînțeles. Și nu mai poți îndrepta nimic. Da. Și îmi pare rău și de lucrurile pe care știu sigur că nu le mai pot face. Până la un moment dat, din tinerețe, zici, încă se mai poate face. Dar, de exemplu, da. Asta, că nu mai pot avea copii. Mi se pare cumplit să spun eu, nu mai pot avea copii, e prea târziu pentru asta. Păi, și tu seama, nu
Acolo ai trei, eu am unul singur. Da, dar tot așa mi se pare. Mă uit după copii pe stradă și zic, cum de eu. mi-a luat mie Dumnezeu asta? Eu aș vrea să fac un copil la 100 de ani, așa. Da, și eu. Da, se pare că suntem mai ciudate, că n-am prea auzit oameni care să dorească asta așa cu, uite, ești primul om pe care îl întâlnesc care îmi spune același lucru. Așa simt și eu, da. Și de-aia am și o relație cu copiii. Mi s-a părut întotdeauna că este o răsplată, că avem copii și dacă nu știm să o apreciem și nu stăm cu ea să-i creștem, înseamnă că suntem extrem de proști. Da, sunt de acord. Adică înveți atât de multe și oamenii mari sunt, devin atât de plictisitori încât trebuie să fii extrem de primitiv și simplu la minte, să nu vrei să stai cu copilul tău în toate etapele. Cine știe? Noi suntem mai norocoase. Da. Nu există cine știe. Iar întotdeauna roadele se culeg mai târziu. Acum când îi avem mari, acum culegem roadele. Mă rog, am văzut și cazul în care n-au stat cu copiii și Părinții au cules roata. Emilia Popescu vorbește curajos despre teme pe care noi le abordăm doar în șoaptă. Avem comentarii frumoase pe pagina de Facebook Romanian Radio London. Tea Parma ne-a salutat și ea. O altă temă sensibilă pentru dezbătut, o temă sensibilă, ne scrie Adera Indra, faimosul program, m-am sacrificat ca să te cresc. De câte ori am afirmat fraza asta sau am auzit fraza asta în familiile și în casele noastre, câte mesaje valoroase vin din discuția atât de veridică cu Emilia Popescu. Cu mentalitatea asta am fost crescuți, mărturisește și Mihaela, că a crește un copil înseamnă să te sacrifici. Sunt lucruri care cu siguranță ne vor face pe toți să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu noi pe măsură ce trecem prin viață, pe măsură ce creștem în viață, pe măsură ce înțelegem mai bine despre ce este viața. Am mai ascultat aici înregistrarea atât de frumoasă din finala aceleiași emisiuni la care m-am referit și mai devreme, în care a făcut un rol excepțional Emilia Popescu, Te cunosc de undeva. Iar în finala emisiunii a avut un monolog tulburător pe care vă invit să-l ascultăm acum din nou. Dacă Dumnezeu ar uita pentru o clipă că sunt o păpușă de cârpă și mi-ar dărui o fărâmă de viață, probabil n-aș spune tot ce gândesc, dar cu siguranță aș gândi tot ce spun. Aș aprecia lucrurile nu prin ceea ce valorează, ci prin ceea ce semnifică. Aș dormi puțin și aș visa mult, deoarece cu fiecare minut în care închidem ochii noi pierdem 60 de secunde de lumină. Aș merge când alții se opresc, m-aș trezi când alții dorm, aș asculta când ceilalți vorbesc și cum aș mai savura o înghețată de ciocolată. Doamne, dacă Dumnezeu mi-ar dărui puțină viață, mi-aș pune haine simple, m-aș întinde la soare pe burtă, dezvelindu-mi nu numai corpul, ci și sufletul, Doamne. Doamne, dacă mi-ai da o inimă, dacă mi-ai da o inimă, aș picta pe stele un poem de-a lui Benedetti cu un vis de-a lui Van Gogh. Și un cântec al lui Serra ar fi serenada pe care aș oferi-o lunii. Aș uda trandafirii cu lacrimile mele ca să simt înțepătura dureroasă a spinilor și sărutul vindecător al petalelor. Doamne, Doamne, dacă mi-ai da un crâmpei de viață, n-aș lăsa să treacă nicio zi fără să le spun oamenilor pe care îi iubesc că iubesc. Aș convinge fiecare femeie și fiecare bărbat că el îmi este cel mai drag. Și aș trăi așa îndrăgostită de iubire. Le-aș arăta oamenilor cât de mult greșesc dacă cred că nu se mai îndrăgostesc când încep să îmbătrânească. Neștiind că de fapt îmbătrânesc atunci când nu se mai îndrăgostesc. Unui copil i-aș da aripi, dar l-aș lăsa să învețe singur să zboare
Pe cei în vârstă i-aș învăța că moartea nu vine odată cu bătrânețea, ci cu uitarea. Doamne, am învățat atâtea lucruri de la voi, oamenii! Am învățat că toată lumea vrea să trăiască pe culmea muntelui, neștiind că adevărata fericire este să urci panta. Am învățat că atunci când un nou născut strânge în pumn pentru prima dată degetul tatălui său, îl va ține strâns pentru totdeauna. Am învățat că un om are dreptul să-l privească pe altul de sus numai atunci când îl ajută să se ridice. Am învățat atâtea lucruri de la voi, dar de fapt nu vor folosi mai deloc, căci din nefericire atunci când mă vor pune... când mă vor pune în cutia aceea, eu o să mor. Spune-mi totdeauna ce simți și fă ceea ce gândești. Dacă știi că ultima oară va fi asta, când te voi vedea dormind, te-aș îmbrățișa foarte strâns și l-aș ruga pe Dumnezeu să fiu păzitorul sufletului tău. Dacă știi că asta ar fi ultima oară când te voi vedea ieșind pe ușă, ți-aș da o îmbrățișare, un sărut și te-aș chema înapoi să-ți dau mai multe, mai multe. Dacă știi că asta ar fi ultima oară când voi auzi vocea ta, aș înregistra fiecare dintre cuvintele tale pentru a le putea asculta încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată la infinit. Dacă știi că acestea ar fi ultimele minute în care te-aș vedea, aș spune te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și nu mi-aș asuma în mod prostesc gândul că deja știi. Întotdeauna există ziua de mâine și viața ne dă de fiecare dată alta oportunitate pentru a face lucrurile bine. Dar dacă cumva greșesc și ziua de azi e tot ce ne rămâne, mi-ar face plăcere să-ți spun cât de mult te iubesc, că niciodată nu te voi uita. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. Nu mai aștepta, fă-o azi, căci dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat ca să le conferi o ultimă dorință. Ține aproape pe cei pe care iubești, aproape de tine, spune-le la ureche cât de multă nevoie ai de ei, iubește-i. Tratează-i bine, ia-ți timp să le spui, te iubesc, îmi pare rău, te rog, te iubesc, îmi pare rău, te rog. Emil. Ești mai înțeleaptă, acum îmi spui că s-au schimbat niște lucruri. Simți, cum simți trecerea timpului în sensul bun și în sensul rău al cuvântului? Ce ți-a adus bun și ce ți-a adus rău trecerea timpului? În afară de faptul că te dor oasele, ce să-ți aducă rău? Că dacă ne plângem că îmbătrânim, înseamnă că nu vrem să mai trăim. Nu putem să trăim la aceeași vârstă tot timpul. Na, n-aș mai vrea să am acum 20 de ani nici dacă mă plătești. Dar silueta de la 20 de ani nu-ți pare rău după ea? Ba da. Ba da. Și e foarte... e foarte dificil, știi, dacă ai un anumit metabolism, dacă ai o anumită fire, dacă... E foarte dificil asta cu silueta, da. E groaznic. Dar altfel, ce să-mi aducă rău? Mi-aduce o stare de neliniște că te poți îmbolnăvi de tot felul de chestii. De exemplu, pierderea oamenilor din jurul nostru. Eu spun mereu că viața mea s-a stricat de când au început să moară oamenii. Nu, deci asta este o altă discuție, Alice. Mă refeream strict așa, eu cu mine. Trecerea timpului pentru generația noastră a dus la dispariția lumii noastre. Lumea noastră a dispărut cu desăvârșire. Și atunci această putere de adaptare, pe care se pare că o are omul în ADN-ul ființei lui, să ne adaptăm, nu știu, ca dinozaurii, ca nu știu, pentru că lumea noastră a dispărut și atunci este nu greu, este, pare aproape imposibil de trăit.
Și asta, deși sunt sfătuită să nu să trăiesc în prezent, eu trăiesc foarte mult în trecut, foarte mult, aproape tot timpul. Pentru că mă duc în locul frumos, care a durat mult mai mult decât ce trăim de acum încolo, și mă și ajută să parcurg și să merg într-o lume rece și crudă, pentru că ca și când sunt acoperită așa cu o haină moale, bună, invizibilă. Mie îmi ține de cald ce am trăit și oamenii cu care am trăit, oamenii cu care am crescut, oamenii care mi-au fost modele, lumea, natura. E bine cu ce a fost și cu mine. Și mă ajută să merg într-o iarnă, să nu fiu desculță în mai eu, în frig. Dar lumea noastră a dispărut. Și asta e foarte greu de îndurat, nu de acceptat, că am acceptat fără să vrem. Dar e foarte greu, da. Asta e greu. Și ceva bun ce ți-au adus anii ăștia? Ești mai deșteaptă, ești mai cultă, ești mai bogată? Puteam să fiu și mai bogată, dar prostia se plătește. Sunt un pic mai bogată, ce o să zică lumea, că am milioane. Nu, în sensul că am salarii mai mari și unul în plus, atâta tot. Sunt mai liniștită financiar acum. N-am niciun fel de altă avere în afară de talentul meu și de copilul meu. Și sunt, am mai multă putere de a, paradoxal, de a face mai multe lucruri. Adică înainte aveam de jucat, creșteam și copilul, orice sarcină de ordin social, adică ajutorul dat celorlalți, știi, mă obosea. Probabil și din cauza că sunt în altă etapă a vieții mele, copilul meu nu stă cu mine, are viața ei, deci sunt puțin mai liberă, sau nu știu cum să zic. Și atunci pot să trag după mine, pot să ajut mai multă lume, pot să fac mai multe lucruri, am putere, dar... Și asta cred că e o chestie cu care m-am născut, că sunt un om puternic. Sunt un om puternic, da. Pentru voi, ca actrițe, de exemplu, lucrurile astea contează să fiți, da, tot timpul îngrijite, să fiți tot timpul dichisite, da, să fiți cochete, elegante? Nu, contează foarte mult vârsta, chiar vârsta. Sunt roluri pe care nu mai poți să le faci, sunt roluri pe care... încă nu poți să le faci, deci ai o perspectivă bună că trece timpul și o să le faci mai târziu, dar vârsta contează foarte mult, pentru că chiar dacă se mai întâmplă tot felul de lucruri ridicole când cineva joacă roluri de fetițe la o vârstă înaintată, nu e un etalon. Vârsta contează foarte mult și dintr-o fată drăgălașă ai trecut brusc într-o zi la mame și chiar la bunici. Și trebuie ușor, ușor să-i lași creierului timpul să se obișnuiască. E puțin mai greu, dar te obișnuiești și gata și mergi mai departe. Și râzi și dacă n-ai umor nu poți să traversezi. Dacă te încrâncenezi și zici, aoleu, vai de mine, cum mi-a oferit un rol, ce joci? O bunică, cum? E, uite așa. Foarte mișto joc, o bunică. Și o mamă. Asta e. Cu aceeași bucurie. Vorbeam mai devreme despre lucrurile pentru care se face târziu. De exemplu, cum era asta, ce am mărturisit eu, că îmi pare rău că nu mai pot avea copii. Pentru iubire. Dar așteptăm nepoții. Așteptăm nepoții. Spune-mi dacă pentru iubire se face vreodată târziu. Dacă devine vreodată ridicol, spui nu mai pot să mă îndrăgostesc la 50 de ani, la 60, la 80 de ani. Nu? Nu, pentru iubire nu e niciodată târziu și pentru iubire cred că ne naștem. Cred că ne naștem pentru iubire. Acum, dacă avem noroc să avem parte, dacă avem noroc să o întâlnim, dacă avem noroc să o păstrăm, dacă știm să o păstrăm, dar ne putem îndrăgosti la orice vârstă.
Deci nu e valabilă povestea aia că iubim o singură dată în viață și restul sunt accidente pe care ar trebui să le evităm. Iubim diferit. Iubim diferit la, în funcție și de vârstă. Nu iubim întotdeauna responsabil. Ce înseamnă responsabil? Să iubești responsabil. Înseamnă a păstra. Să vrei să păstrezi povestea aia, da. Nu știu dacă una singură e, probabil una sau... Probabil una. Dar asta nu înseamnă că celelalte n-au valoare. Atunci când iubești, iubești și privind înapoi sau făcând un bilanț și fiind conștient de dacă poți să-ți aduci aminte exact cum erai, îți dai seama că a fost... Tot timpul este pentru totdeauna. Deci n-ai mințit, dar să zici că e una singură, cred că putem spune la final, pentru că chiar dacă am iubit, poate că puterea și că iubirea e, în iubire e și un fel de disperare când iubim, iubim atât de pătimași, cu disperare așa, cel puțin așa e la mine, poate că apare, nu știu, mai târziu, habar n-am. Dar nu trebuie nedreptățite celelalte întâlniri. La final, când facem bilanțul, putem să spunem că definitorie pentru noi poate a fost una singură, dar eu cred că sunt două. Sau nu știu, habar n-am. Mai avem de aflat la capitolul ăsta, nu? Eu sper, nu știu. Da. Eu mai sper. Este, nu știu, starea asta de îndrăgostire o șansă la fericire sau de fapt te gândești că ne chinuie? Depinde, dacă iubim pe cine nu trebuie, ne chinuie. Ce e aia pe cine nu trebuie? Păi cum? Nu ți s-a întâmplat să iubești o persoană? Pe toți a trebuit să iubesc. N-a fost niciunul pe care n-a trebuit. Da, nu știu, eu asta e o concluzie recentă, că poți să te îndrăgostești de cineva atunci când te îndrăgostești, ți se pare că e potrivit. După care, rămânând iubirea, dar trecând îndrăgosteala, constați că poate nu e cea mai potrivită persoană, nu știu. Se întâmplă să iubești persoane care nu... sau să iubești persoane care nu meritau. Da, asta mi s-a întâmplat. Păi, vezi? Da, le-ai iubit, te-ai îndrăgostit, n-ai avut ce face, știi? A fost un moment în care erau altfel. Cred că suntem puțin altfel când ne îndrăgostim. Avem alte culori, avem altă aură, sclipim altfel, se întâmplă niște lucruri. Ele după aia, dacă se devin pastelate culorile, nu înseamnă că nu mai iubim. Înseamnă că s-au decantat, s-au așezat și atunci... Brusc, parcă vezi așa mai limpede, nu știu, e ceva foarte... Când te îndrăgostești, este cel mai frumos sentiment, pentru că ai o stare care te desprinde de realitate, ceea ce e foarte bine, e foarte bine. Trăiești într-o lume strict afectivă, nu mai e nimic de acțiune, nu mai e totul numai un sentiment, ești învelit în sentimentul ăla. E ceva extraordinar. Da, și în strălucire. Cum ai spus tu și eu, tot așa văd lumea strălucind în culori. Dar așa și sunt oamenii. Eu dacă văd niște persoane, eu pot să-mi dau seama dacă sunt îndrăgostite atunci, în momentul ăla. Trăiesc îndrăgosteala. Se vede pe chipul omului. Se vede pe chipul omului. Cum vorbește, cum tresa... Fără să fie... cu persoana iubită alături. E ca și când ești pe scenă și strălucești. După aia când te schimbi și te îmbraci și mergi pe stradă, nu știe nici naiba că tu ești aia de pe scenă. Dar când scena îți dă o anumită strălucire și putere, așa îți dă și dragostea. Te alinți și mă iubești, și femeie și copil, așa cum ești. Eu iubesc ochii tăi, noaptea din privirea ta, felul tău le-am șoptit ceva. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas,
și mă întreb, e doar un vis sau e iubire? Dar între noi mai e un pas, și dacă el a mai rămas, e vina mea sau dreptul tău la fericire? Ce ai, însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai. În sfârșit ai venit, ești aici, vei fi al meu. Te-am visat, te-am așteptat mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas. Și mă întreb, e doar un vis sau e iubire? Dar între noi mai e un pas, și dacă e, am mai rămas. E vina mea sau dreptul tău la fericire? Mi-ai spus că ai scris jurnal. Spune-mi dacă scrii în continuare ceva, dacă scrii poezii, dacă scrii în jurnal. De ce? Nu, și îmi pare rău. De lene. De lene. Sunt leneșă. Și îmi pare rău că nu scriu, aș vrea să scriu multe, dar dacă am asta în cap, mie îmi trebuie mult să mă pornesc. Poate că o să vină momentul destul de curând să și scriu. Da. De lene și de jenă. Multă vreme m-a întrebat lumea de ce n-am cântat. Zic, adică cum de ce n-am cântat? Unde să cânt? Eu sunt actriță care poate să cânte. Unde să cânt? Să scot CD-uri? Să-mi fac recital de cântece? Nu știu, mi s-a părut, am un soi de simț al ridicolului exacerbat. Din păcate. Și de a nu fi pus. Din păcate, și de a nu fi puși oamenii la locul lor sau recitaluri de-astea pentru nimeni. Nu știu. Habar n-am. Deși asta cu scrisul e tot dintr-un simț de ăsta al... Știi cum e asta? Acum toată lumea scrie, dar nimeni nu mai citește. Da. Toată lumea e scriitor, eseist. Așa este. Dar nu citim nimic, într-adevăr. Sunt și cărțile, stau rafturi întregi în bibliotecă, nu vor fi deschise în veci, nici măcar în casele noastre, care suntem oameni care totuși citesc. Da. Și eu am avut un moment în care n-am mai putut să citesc așa, de curând. Dar nu-i nimic, că baza e solidă. Sunt momente.
N-ai început să uiți lucrurile pe care le-ai citit sau, nu știu, pe care le-ai văzut la un moment dat? Eu mă trezesc că zic, știu că am citit, dar nu mi-amintesc nimic din asta. Da. Pentru că a fost de mult, Alice. Da, a fost de mult. Dar ele există în noi și de-aia suntem într-un anumit fel, știi? Nu mai reținem, dar ele sunt acolo. Nu reții amănunte. Adică acum dacă mă pui să spun o poezie de-a lui Lamartine, de care eram îndrăgostită, nu o să știu. Dar eu știu cum e Lamartine, știu sentimentul. Dacă o citesc, imediat pot să o spun bine. Adică ele sunt acolo bine, 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 bine. Înăuntru nostru, ca și limba, pe care dacă nu o vorbești, ai uitat-o. În momentul când începi să vorbești cu cineva, imediat îți revine. Îți aduce aminte. Am difuzat aici la radio de câteva ori. Am furat, cred că ăsta e cuvântul, că nu cred că aveam dreptul să iau monologul acela pe care l-ai spus în finala de la Te cunosc de undeva. Uite, ăla este o chestie care se potrivește acum extraordinar cu tot ceea ce trăim. Extraordinar se potrivește, ești de acord? De fapt, se potrivește cu orice tot timpul. La ce te referi cu ceea ce trăim? La pandemie, la război, la singurătate? Da, la ce? Momentele astea, când trebuie să spui oamenilor la care ții, că ții la ei, să-l spui iartă-mă, să spui te iubesc, să nu-ți fie frică să iubești, că mâine s-ar putea să nu mai fi. Aziu, cu tot ce implică el, trebuie trăit și spus. Și noi nu facem asta. Adică eu fac, dar eu fac dintr-un instinct, din firea mea. Alții nu fac. Și dacă nu au firea asta, consideră că nici nu trebuie să o facă. Dar da, eu, dacă simt, spun. Dar pe Maria, ce înveți legat de lucrurile astea? Când erau copiii mei mai mici, mă foloseam de interviurile pe care le făceam și puneam întrebarea cea mai grea. Ziceam, ce-l înveți pe copilul tău ca să fie fericit? Fiindcă voiam să știu eu pentru mine. Te întreb acum, ce ai învățat-o și ce-o înveți pe Maria ca să fie fericită și ce-o înveți pe fata ta legat de vremurile astea grele pe care le străbatem? Păi, în primul rând, am învățat-o că atunci când ai o bază culturală, vei fi un om pus la adăpost în orice timpuri. Vei ști să asculți o muzică și vei fi fericit. Dacă vei ști să și cânți, vei fi și mai fericit. Făcând o meserie artistică, vei fi fericit tot timpul, în lumea ta vei picta. În primul rând asta, că arta salvează omul din orice situație. Umorul, nu poți să o învăț să aibă umor, slavă Domnului că s-a născut cu umor. Aici, dacă se năștea fără, era nenorocire. Dar n-avea cum să nu se nască fără umor. Să nu se nască cu umor. Să nu se n-avea cum să nu se, da, n-avea cum să nu se nască, să nu se nască fără umor, s-a născut cu umor. Asta și să fie conștientă de, să aibă un anumit tip de relație cu timpul, să nu-l piardă, în sensul că să creadă că are timp să facă asta mai târziu. Ei nu prea înțeleg asta. Pentru că sunt altfel. E altă generație. La noi lucrurile erau foarte clare. Trebuia să faci imediat. Ai făcut liceu, facultatea, începeai să lucrezi, să faci ce ți-ai ales, ce ți-a dat Dumnezeu să faci, să faci, să faci, să faci. Noi nici n-am căutat. Dacă nu venea revoluția, că foarte mulți oameni după 90 nu fac meseriile pentru care s-au pregătit. Ori ei, suntem o generație care am avut un anumit tip de răbdare, să perseverăm. Ei nu știu dacă au perseverența noastră și tenacitatea noastră. Ei doresc rezultate rapide. Bun. Și nu fac față eșecului. Acum, pentru asta trebuie să te naști cu o anumită dârzenie, rezistență, să știi că
vei reuși și că eșecul să te facă și mai puternic, și mai perseverent, și mai dârz cu ce ai tu de arătat. Asta, după care îmi spun, stai domne, nu e chiar așa, e alt timp, fiecare are timpul lui și noi avem timpul nostru, Dumnezeu ne arată că ce vrem noi la un anumit moment nu era ce ni se potrivea și ne dă mai târziu sau ne dă prea devreme și nu știm ce să facem și așa mai departe. Asta încerc să fac acum cu ea, să tot să-i explic, pentru că este un moment în care lumea este debusolată și îi plâng pe copiii noștri, pentru că reperele și valorile cu care noi am crescut a devenit palide, pălesc cumva, dar valoarea, talentul, sensibilitatea într-o lume foarte crudă și rece în care trăim se va vedea cu atât mai bine. Ei vor câștiga. Pe termen lung ei vor câștiga. Și am mai învățat-o că situația materială este ceva care se schimbă și că dacă are, oricât de sărac ar fi, trebuie să aibă o rochie neagră, știi, niște perle, de plastic poate să fie, dar să arate a perluțe. Și întotdeauna de anul nou, chiar dacă stă singur acasă, să se îmbrace așa și să-și pună o muzică frumoasă și să aibă un singur fel de mâncare bun, într-o farfurie frumoasă, într-un pahar frumos. Am învățat-o să... Dar cred că și ea s-a născut, îi placă foarte mult și să aprecieze lucrurile frumoase și obiectele frumoase. Noi avem o pasiune pentru obiecte frumoase, care înseamnă ceva, amintiri. Fiecare obiect, de exemplu, pe care l-am, înseamnă ceva pentru mine. Îmi place să primesc obiecte cu semnificație. Și dacă construiești și îl înveți să simtă și să trăiască în frumos, oricum va fi mai câștigat în viață, oricât de grea ar fi, decât cineva care nici nu are organ pentru asta. Și organul îl exersezi. Te-ai referit de mai multe ori la simțul umorului. Vreau să închei întrebându-te două lucruri. Când ai râs ultima oară sau când ai făcut pe cineva să râdă și când ai plâns ultima oară și de ce? Păi tot timpul îi fac să râdă. Nu știu, le zic câte o chestie. Nu, tot timpul îi fac să râdă. Nu mai știu că am făcut-o să râdă acum pe cineva care... Nu mai știu ce i-am zis. Nu mai știu, dar tot timpul fac lumea să râdă. Deci îți păstrezi cumva harul tău de actriță și de comedie și... Nu știu de dacă e de actriță. Eu sunt un fin observator al lumii din jur și întotdeauna observ contrapunctul, știi? Nu știu ce exemplu să-ți dau. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că România tragică a zilelor noastre are niște accente de umor pe care nu le poți găsi nicăieri în lume. Involuntar. Nicăieri. La asta te referi? La ridicolul. Da. La un tablou, un tablou. Ridicolul mă face să râd. Dar trebuie să-l sesizezi. Ridicolul, situațiile, oamenii care nu-și dau seama în ce situație sunt sau cine sunt. Deci pe mine mă amuză, deci mor de râs. Și atunci îi fac și pe ceilalți să le observe și râd, știi? Și când am plâns, plâng așa, îmi vine să plâng cam des, așa cu lacrimi, nu pot să spun de ce. De curând. Deci ai plâns. Da. Poate n-am știut să te întreb ceva, ce ai fi vrut să te întreb sau să-mi povestești. Că ce m-ai întrebat e ok și cred că am dezvăluit chiar prea mult din... Dar nu-mi pare rău că ți-am zis câte ți-am zis și îmi pare bine că n-am vorbit despre ce suntem înconjurați, pentru că ar fi avut loc chiar și o discuție de doi, așa zici, specialiști în tot și îmi pare bine că am putut să evităm această
latura noastră de specialiste în tot. E mult prea evident ce se întâmplă și trebuie să comenteze istoria și restul oamenilor. Eu cred că anumite întâlniri de felul ăsta, în momente de cumpănă, cred că fac bine și celor care vorbesc și probabil, poate, sper, și celor care ascultă. Concluzia este că cultura este cel mai sigur adăpost și umorul te salvează din aproape, nu din toate, din aproape toate situații. Ziua de mâine nu este asigurată nimănui, tânăr sau bătrân. Azi poate să fie ultima zi când îi vezi pe cei pe care îi iubești. Nu mai aștepta. Fă-o azi, căci dacă ziua de mâine nu va ajunge niciodată, în mod sigur vei regreta ziua când nu ți-ai făcut timp pentru un surâs, o îmbrățișare, un sărut și că ai fost prea ocupat ca să le conferi o ultimă dorință. Ține aproape pe cei pe care îi iubești, aproape de tine, spune-le la ureche cât de multă nevoie ai de ei, iubește-i, tratează-i bine, ia-ți timp să le spui, te iubesc, îmi pare rău, te rog. Te iubesc, îmi pare rău, te rog. Să curgă și aplauzele noastre, Emilia Popescu, la finalul monologului din emisiunea Te cunosc de undeva. A fost interviul cu Emilia Popescu, aniversata zilei de astăzi. Iată că ea a făcut cinste cu sufletul ei de ziua ei și noi ne-am bucurat degustând câte o felie de frumusețe, de înțelepciune, de poezie, de adevăr, de autenticitate, stând de vorbă cu Emilia Popescu, cea care a făcut din această ediție a emisiunii 3 ceasuri bune, cred eu, o ediție cu totul și cu totul aparte. Mai am o înregistrare așa, cu umor, ca să rămânem în zona aceea a zâmbetului, care este atât de apropiată Emiliei Popescu, tot din aceeași emisiune, din Te cunosc de undeva, interpretarea unei alte piese într-un stil care n-are legătură cu ceea ce ne-a obișnuit Emilia Popescu. O să recunoașteți imediat despre ce este vorba. Inner Circle Suite a la Long. Girl, I won't make you sweat. Sweat, don't feel you sweat no more.
it no more. And if you cry out, she's no more. Auziți? Aveți 3 ceasuri să vorbim la radio despre cum să ne simțim bine? Da, 3 ceasuri bune la radio. Romanian Radio London. Ascultă 3 ceasuri bune de luni până vineri, de la 9:30. 3 ceasuri bune. Unul și unul cu Alice Năstase Buciuta, una dintre preferatele tale. La radio. Romanian Radio London. A fost interviul cu Emilia Popescu, la mulți ani, de 1000 de ore, Emilia Popescu, cu mulțumiri pentru întâlnirea noastră, care a făcut o ediție specială din ediția de astăzi a emisiunii noastre de la Romanian Radio London. Vă invit și mâine, negreșit, să fiți alături de mine într-un periplu de 3 ore ale adevărului, ale valorii, ale frumuseții și ale autenticității. Cred că Emilia Popescu ne-a învățat multe lucruri pe care să le reținem pentru totdeauna. Pe site-ul nostru, revistatango.ro, se află și un interviu mai vechi realizat de colega noastră de atunci, Evelin Păuna, se numește A iubi este lecția supremă în devenirea noastră, o afirmație pe care a făcut-o Emilia Popescu la momentul când Evelin Păuna i-a luat acest interviu și Evelin Păuna întrebat-o pe Emilia Popescu, de exemplu, tot legat de copilul ei și de apariția Mariei, ce a însemnat apariția Mariei în viața Emiliei, iar Emilia a răspuns: apariția fiicei mele a însemnat a doua naștere a mea. Apropo de câte vieți trăim, a doua naștere a mea, sunt mamă și așa voi rămâne până la sfârșitul vieții, a zis Emilia Popescu, restul este secundar. O altă întrebare: care au fost cele mai neasemuite lucruri pe care le-ați făcut din dragoste pentru un bărbat? Emilia a spus: deseori iubirea cea mare n-are legătură cu grija față de cel iubit. După ce trece pasiunea, ar trebui să rămână tandrețea și grija față de nevoile și de sufletul celui iubit. Așa ar trebui, așa ar fi ideal. Din păcate, preocuparea principală este să avem grijă de mașinile noastre, nu de cel de lângă noi. Ce o învață pe Maria pentru anii în care ea însă își va fi îndrăgostită și va fi într-o relație? Emilia Popescu a spus: fiicei mele încerc și cred că am reușit să o fac să înțeleagă că cel mai important lucru într-o relație, fie că e ea o relație de serviciu sau de dragoste, este ca atunci când apar probleme să le sesizezi și să încerci să le rezolvi pe loc. Asta înseamnă demnitate, înseamnă libertate. Doar așa ai șanse să avansezi pe toate planurile. Este o lecție pe care eu am învățat-o prea târziu, a mărturisit Emilia Popescu, cu autenticitatea ei care sfidează toate regulile. Terente și Titina a cântat la un moment dat Emilia Popescu așezată ea însăși în fața clapelor de pian pe care știe să le atingă cu grație și cu pricepere și cu har de mare, mare artistă. La baltă le pune de se scaldă, la dansul le invită, le duce în ispită. Terente, ah, terente, senzații violente. Terente într-o seară văzu o domnișoară cu perle și zafire care l-a scos în fire. Titina ea se cheamă, familie de seamă, cu tatăl președinte care o iubea. La 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 la. Titina l-a godita cu netânăre de elită. Ah, uită de angajamente,
văzându-l pe teren de cu dânsa împreună îl secoate nelumea bună teren de și titina se plimbă cu mașina. Terente și titina se plimbă cu mașina. El vorbe dulce spune că vrea să se culune. Și atunci titina vine cu perle și rubine, cu averile ei toate, cu bani și nestemate. La dans când o invită se simte măgulită, și atunci când mâna-i pune pe colier, el spune, ești dulce ca o miere. De vrei, de vrei să-mi faci plăcere frumoasă, domnișoară, poftește în astă seară la mine, la moșie, să-i tragem o beție. La mine, la moșie, să-i tragem o beție. Terente, ah, Terente, tâlhar de sentiment. Terente cu titina fugiră cu mașina și noaptea fără lună. Totul merse strună, iar după ce-o îmbată pe încrezătoarea fată, de toate o dezbracă și-n baltă o neacă. Le bagă apoi în cufăr, le cântă flori de nufăr. Și crâncen le ucide prin mijloace perfide. Ah, Terente, ah, Terente. În astfel de momente. Și n-a mai dat pe acasă titina cea frumoasă. Dar domnul președinte, stimatul ei părinte, anunță și armata ca să-i găsească fata. Pe când Terente salță cu luntrea lui prin baltă, dar când să se întoarcă, jandarmii iau din barcă și-l întreabă unde pe victimă ascunde. Apoi arată toate averile furate, chiar rochia ce-o lăsase titina de mătase. Terente, dacă vede acestea, se ascunde în baltă, băi în baltă, fiindcă poate sub apă să nuate, dar când să se scufunde, clonță în el pătrunde. Și așa a murit Terente, lipsit de argument. Terente, ah, Terente, Terente, fură fete, Terente, hoț de baltă, pe lumea
cealaltă. Emilia Popescu, din nou aplauze și din nou la mulți ani pentru aniversata zilei de astăzi și pentru invitata specială a întâlnirii noastre. A fost, cred, sper, o bucurie pentru fiecare dintre noi să ascultăm atâtea fațete ale artistei Emilia Popescu, recitând, cântând, făcându-ne să râdem, făcându-ne să plângem. Suntem norocoși că am trăit o astfel de întâlnire și vă dau întâlnire neapărat și mâine de la 9:30 ora Marii Britanii și 11:30 ora României. Vă îmbrățișez cu dragoste, la revedere!